Spitalul Raional din Floreș marchează 139 de ani de activitate. A devenit deja o tradiție ca la sfârșit de toamnă medicii să sărbătorească acest eveniment. Potrivit directorului Spitalului Raional din Floreș, această instituție medicală a ajuns una din cele mai bune din zona de nord a Republicii. Avem un utilaj de performanță, se implementează foarte multe proiecte, ultima vreme cu lucrare și cu Universitatea de Stat de Medicină. În orice caz, noi ne mândrim și vreau să spun încă o dată cu certitudine că Spitalul Raional Floreș în stare să acorde asistență medicală specializată și din altă performanță la orice pacient care se adresează la noi. La evenimentul aniversar a fost prezent și vicepreședintele Raionului Florești, Alexei Postolache. Din partea conducerii Raionului Florești, vă felicit cu sărbătoarea Sfântului Dumitru, Vărsător de Mir, și sărbătoarea de astăzi, sărbătorirea 139 de ani a Spitalului Raional Florești, de la fondarea Spitalului Raional Florești, care a devenit o tradiție frumoasă. Pe câțiva ani sărbătorește această sărbătoare. Conducerea spitalului afirmă că în rândurile lucrătorilor medicali ar trebui încadrați mai mulți tineri specialiști. Lucrătorii de aici spun însă că în primul rând ar trebui mărit salariul. Ca un tânăr specialist, abia sunt la început de drum. Aș spune că spitalul dispune de tot ce avem nevoie. Clar că ar mai trebui investiții. Fiindcă nu sunt căsătorită, aș spune că mi-ajunge. Desigur, sunt persoane care deja au familie, mai au nevoie, mai trebuie de adăugat. Foștii lucrători medicali consideră că medicina s-a modernizat foarte mult în ultimii ani. Totuși, până ajunge la un spital performant, este mult de lucru. Când lucram eu spitalul, era tot frumos, tot păstra curățenia, în orice caz, acum s-a făcut o reparație, e frumoasă și e destul de frumos. Să fie la un nivel european, eu gândesc că încă îi trebuie multe și iar trebuie, eu știu, poate și salariile date regulat la lucrători și să mai scapăt, să mai întârzâie. În prezent, Spitalul Raional din Florești are 48 de medici și 253 de asistente medicale. Colectivul medical anual deservește 13.500 de pacienți. Spitalul a fost fondat în anul 1873.